Un bărbat de 44 de ani din Șchei a murit la volan după ce a făcut stop cardiorespirator în timp ce conducea autoturismul pe strada Zâmcii din satul Șcheia. Pe fondul unui stop cardiorespirator, acesta a pierdut controlul asupra mașinii, după care vehiculul a intrat ușor în coliziune cu un cap de pod acoperit de zăpadă. În urma evenimentului a rezultat decesul conducătorului auto. Acesta a fost declarat deciodat la fața locului de către lucrătorii din cadrul SMURD, care au aplicat în zadar manevre de resuscitare. Conform legii, evenimentul nu va fi evidențiat ca accident rutier, deoarece decesul a survenit din cauza unei afecțiuni medicale survenite intempensiv în timpul conducerii. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.